Ni bă, că filmează. Filmează Motor Rider. Salutare, dragi prieteni, și bine ați accelerat din nou pe canalul meu. Eu sunt Motor Rider, iar astăzi ne aflăm din nou în poligonul Moto. Așa cum v-am promis și data trecută, suntem în poligonul Moto. Plecarea, mai întâi că v-am explicat și v-am spus data trecută, că o să vă promit că facem poligonul de la zero pe jos, ca să vedeți exact tot ce trebuie făcut într-un poligon de la cap la coadă. Prima variantă și a doua variantă. Încep prin a vă spune că înainte poligonul, acum câțiva ani, era împărțit în două părți. Prima parte, o parte de echilibristică, iar a doua parte, o parte de viteză, în care trebuia să eviți și o să vă spun eu mai exact acum tot ce trebuie să faceți, tot ce se întâmplă într-un poligon. Prima dată, când plecăm dintr-un poligon, trebuie să avem motocicleta aici, la aceste două linii, și atunci să mergem și să împingem motocicleta 5 metri, în general cam 5 metri să cer. De ce? Pentru ca să vadă examinatorul că noi putem să ținem bicicleta, era să zic, motocicleta în lateral, în echilibru și putem să mergem pe lângă ea. O împingem așadar 5 metri, după acești 5 metri ne urcăm pe ea, băgăm anteia, ne asigurăm în spate cu capul, întoarcem capul, da, că e ca și cum am plecat pe stradă, și atunci plecăm efectiv după acești 5 metri. Plecăm și intrăm între aceste jaloane, intrăm pe aici, între primul și al doilea jalon, urmând să facem mersul sinuos, așa se numește, nu opturile o să le vedem în partea cealaltă. Și se face mersul sinuos, începând de aici. Dacă puteți să intrați cât mai aproape de acest jalon, din punctul meu de vedere, ca să puteți să toarceți și să ieșiți în această parte. Două secunde că sunt pe poligon. Hai să vedem și cum se pleacă, să vă arăt mai exact ce bagă întâia. Se asigură și merge mai departe cu antâia. Urmează să intre exact pe unde v-am spus, cât mai aproape de acel jalon, și să le facă pe celelalte până la ultimul. La ultimul se dă gaz, se schimbă doiul, se intră și se merge printre aceste jaloane, urmând ca acolo să facă acele 8. Sunt una, două, trei rânduri de jaloane, urmând, dacă vă uitați voi atent pe mijloc, o să vă și desenez, să intre între aceste 4 jaloane, prin ultimul. Prima dată. După ce se iese de acolo, dintre acele jaloane, la mersul sinuos, se vine în gaz printre aceste jaloane, aceste două jaloane din lateral, se dă a doua până aici, urmând să se dea ușor a întâia și să intre în mersul, acest mers nou, între cele 4 jaloane, intrând pe cel din exterior de acolo, începând numerătarea cu 0, urmând să facă, să meargă de la stânga prima dată. Se face numerătoarea 0, 1, 2, 3, la 3 se schimbă efectiv partea, se merge pe exterior, iar în momentul în care se merge pe exterior, se trece de cele două jaloane de la mijloc și se intră pe cel de-al patrulea de aici. În momentul în care se intră pe cel de aici, de-al patrulea, în momentul în care au trecut cele trei numerotări, se intră pe al patrulea și atunci se numerotează iară de la 0, 1, 2, 3, iar la 3, când ajungem, 3-ul se numerotează aici la mijloc. Nu se mai numără acolo în lateral, se numără aici pe mijloc, urmând ca la 3 să ieșim din aceste jaloane, să mergem cu o mână pe toată linia asta de aici, se dă întâi a doua aici, se merge cu mână ridicată sus până în capăt, iar în capăt trebuie să întoarcem, cum v-am spus eu mai devreme, acea parte a doua, care acum este unită cu prima parte. Ne-am întors cu a doua parte, prima dată se merge, bine, pe prima parte se merge acolo cu o singură mână, se vine până aici unde e motocicleta asta, intrăm în ea, o dăm jos și mergem către partea a doua. Iar la partea a doua este mult mai simplu decât la partea 1. Partea a doua este o parte de viteză în care trebuie să avem grijă, pentru că sunt viteze, sunt frânări și atunci aici vedem noi limitele noastre, limite motocicletei prima dată în momentul în care ne urcăm pe o motocicletă în școală. Se întoarce acolo, dintr-o bucată se pleacă, acolo dăm înapoi a întâia, întoarcem, a întâia aici, a doua, a treia, dacă se poate, a treia, se merge efectiv pe linia dreaptă, exact cum vedeți jaloanele astea în fața mea, vedeți că la un moment dat este unul puțin mai înalt acolo, trebuie să facem o evitare pe după el, să ne întoarcem înapoi, să întoarcem în capăt acolo și e ca un U, toată partea a doua. Să întoarcem, să venim printre aceste jaloane, vedeți iară că acolo este unul mai înalt, trebuie să trecem pe după el, nu cu a întâia, cu a doua, a treia, depinde cu cât se poate merge, se evită și acel jalon, intrăm din nou printre acestea două,
se merge aici puțin mai tare, se accelerează foarte puțin pe zona asta între jaloanele din stânga și jaloanele din dreapta, iar acolo în capăt se face pe linia dreaptă frânarea de urgență. După ce s-a făcut frânarea de urgență, se de jos după motocicletă, te întorci către examinator, ridici mâna ca să poată să oprească timerul, că te cronometrează. Da, 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 știe Motorrider că tu ești un nebun, un teribiliș, un Motorrider și tu vrei să mergi repede pe poligon, dar nu este indicat să mergi foarte repede pe poligon, pentru că s-ar putea să greșești foarte multe chestii, să dai jaloane jos, în cel mai rău caz să pici și să pici tot poligonul. Uitați cum este la partea 1 acum, trece către partea 2 exact cum v-am spus și eu mai devreme, fără să oprească. Începe poligonul pe partea a doua, a întâia a doua, i-a dat a doua, face evitarea la jalonul înalt, pune frâna întâia, întoarce în capăt, dă și peste câine. Ok, hai că ai evitat câinile, bun. A întâia, a doua, evitare de jalon, jos cu el, că așa e frumos, iar aici frânare de urgență. Foarte bine, ăsta este tot poligonul, mă bucur că am ocazia să vă arăt despre ce înseamnă poligon și cum se face acesta. Trebuie să avem grijă într-un poligon la următoarele lucruri. Deci băiatul a plecat la partea, în prima parte, face aceste jaloane, se duce în partea aia și vedeți că o să intre prin al patrulea jalon și o să numere 0, urmând să vă fac o schemă despre cum se numără și cum se merge și între aceste jaloane pe ecran, ca să vă fie mult, mult mai clar. Ca și tips and tricks, tot ce trebuie să faceți este să mergeți cu grijă, să lăsați motorul la relantiu să meargă singur, pentru că n-aveți cum să depășiți limita aia de 3 minute jumate la motocicletele de A2 și de A. E, la A1 mai trebuie să bași puțin mâna în gaz, dar la astea mari, relantiu în general este făcut în școlile moto să țină și să nu ai nevoie să te joci cu ambreiajul în momentul în care faci jaloane și chestii de genul. Este și o chestie a școlilor ca să ne ajute și să luăm carnetul mai ușor, dar, repet, chestia asta nu ne ajută în trafic. Deci nu trebuie să fim presați de timp, nu trebuie să fim presați de absolut nimic, trebuie doar să ne gândim la ceea ce facem. Ca și un truc așa, dacă vreți să faceți mai bine opturile astea pe care le face și băiatul acum la 2, unde vă uitați, acolo o să calci roata. În momentul în care ați ieșit, de exemplu, acum se uită la jumate. Da? Acum, după ce a trecut de jumate, se uită în următorul punct unde trebuie să calce cu roata. Acum, dacă a ieșit de acolo, se uită la jumate iară, iar de aici își mută capul și se uită unde trebuie să fie roata. Bine, unde trebuie să calce. E pur și simplu o chestie, nu știu, nu cred că am cum să o explic acum, este o chestie psihologică, dar unde te uiți, în ce punct te uiți, acolo vei călca și cu roata. Dacă tu stai pe drum și te uiți în stânga, motorul tău o să tragă stânga. Se pleacă către partea a doua, a întâia, a doua, și merge cu evitare la acest jalon, urmând să mai fac o evitare și aici, în zona asta. Deci se vine cu motocicleta aici, în exterior, se iese, se intră printre aceste jaloane, ușor cu a întâia aici, da, la relantiu, a întâia, a doua, se schimbă, a întâia înapoi, ușor frână, aici 0, ne uităm acolo la jumate între aceste două jaloane, am ajuns în punctul ăsta, ne uităm la următorul punct, aici în exterior, atenție, nu trebuie să le facem la jumate pe toate, pentru că dacă le faci la jumate, atunci riști să pui piciorul jos, pentru că este unghiul de brancare foarte, 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 foarte mic. Și atunci este bine să le facem cât mai larg posibil, ca să ne fie cât mai ușor. Bine, nici foarte larg la limită, dar nici foarte, foarte la mijloc. Unde ne simțim noi comod, depinde și ce motocicletă avem, ce relantiu are și sunt foarte mulți factori aici. O să vedeți și voi la școală, nu este o chestie foarte grea. O să vă pun chiar în momentul ăsta pe ecran tot traseul pe care îl fac ca să înțelegeți unde sunt în poligon și ce trebuie să fac. Am ajuns la 3, băiatul din față numără, 0 din nou aici. S-a schimbat partea, acum le facem pe stânga, înainte am intrat pe dreapta, acum treaba asta se face la 3 pentru că trebuie să facem 3 pe stânga, 3 pe dreapta. Am ajuns aici 1 și atenție aici foarte mare pentru că mulți aici se fraieresc, mai fac încă un 8 în plus, dar noi suntem la al doilea, cel de al treilea este periculos și o să vă explic imediat de ce. Aici este 2-ul, 2.
Iar următorul 3 este aici pe mijloc. Am numărat 2-ul acolo, intrăm pe aici prin exterior și aici pe mijloc este 3. 3 la 3 am ieșit, nu mai continuăm în partea aia. A întâia, a doua, cu mâna ridicată, cum v-am spus și mai devreme, ușor frânăm. A întâia, nu frânăm pe curbă, nu schimbăm, nu accelerăm. Se pleacă în partea a doua, se accelerează a întâia, a doua, suntem, nu putem să-i dăm a treia, că suntem așa. Opa. Ușor cu a întâia. Aici întoarcem și plecăm în cea de-a doua parte a acelei de-a doua părți a poligonului. Vai! Bun. Ocolire, frumos. Accelerăm încă puțin aici. Iar la sfârșit, frânarea de urgență în fundul celui din față. Dacă nu aveți niciunul în față, frânați până cădeți. Acesta este poligonul, dragilor. Vă mulțumesc că ați stat și ați rezistat și la acest sfârșit de... până la sfârșitul episodului. Nu uita să fii tu un motorrider de pe www.motorridershop.ro. Iar până data viitoare, motorrider pentru tine, numai bine. Pa!